Bun, salutare tuturor, numele meu este Dienz și astăzi ne găsim la un nou episod, cred că la episodul cu numărul 6 din cariera noastră fantastică cu Țelu Galați, o carieră extraordinar de frumoasă, în care băieți, în acest episod vom juca marele match împotriva CFR Cluj. Oțelul Galați al lui Dorinel Munteanu va avea aici un mare match, mare împotriva campioanei. Vom vedea asta chiar acum. Doar că înainte de meciul cu CFR Cluj, pe care vreau neapărat să joc în acest episod, avem cu Concordia, care e pe ultimul loc, Ripensia și Buzău. Dar dacă stăm și verificăm, vedem că Buzăul se află fix sub noi, deci vom juca meciul cu Buzăul și vom simula cu Ripensia Timișoara de pe locul 8 și cu Concordia Chiajna, care n-are nici măcar o victorie până acum. Am mai scăzut câte puțin, se pare că am ajuns pe locul 4, dar Buzăul se află din nou la egalitate de puncte cu noi, dar puțin mai jos. O nouă ofertă pentru Cireș de data aceasta de la Reșița. O ofertă corespunzătoare, doar că îmi trebuie dacă ești de acord să-mi oferi un 400 de mii, dacă tot Cireș nu vor. Îi foarte ok și atâta. 340, numai bun pentru o rezervă. Iar în momentul de față jucăm, ne-am dus și mai jos de data aceasta, jucăm marele match. O să-i lăsăm pe ei în kitul de acasă, doar că noi vom folosi kitul de deplasare în negru, dacă tot. Data trecută ne-a dus cam ghinion, am pierdut, dacă nu greșesc, chit că am avut foarte, foarte multe ocazii. La momentul actual m-am interesat și puțin Răducan, este jucătorul lui Dinamo, este împrumutat, dar în cariera noastră va rămâne la noi. Marquinhos a plecat și el era tot împrumutat la Oțelul Galați, în rest absolut toți jucătorii au rămas la Oțelul. Păcat de Răducan și de Marquinhos când se mai află realitate, dar în cariera noastră vor ajunge puțin mai sus. Răducan sigur va ajunge departe, la Marquinhos dacă primă o ofertă de 1 milion și ceva, mai ales că are o clauză de 1,3, care va pleca. Poșca pe stadionul Gloria la 3 după amiaza. Robert arbitrează Legendary 4 minute și ce vreau să zic? Vreau să reamintesc din comentarii. Oricum în ultimele episoade am uitat să spun din comentarii. Eu le pun de fiecare dată cele mai interesante comentarii pe care le văd și puse direct la început. De băieții care au mai fost și pe premier, clar, vor apărea și prin clip. Vedem și jucătorul, nu știu dacă este Stoica. Are 4 goluri și recordul competiției este 27 de goluri. Nu știu dacă e atât în Liga a doua, probabil se folosește. Îl vedem chiar în momentul de față și pe Pantilimon. Mamă, dar să fii jucător de Liga a doua chiar e dezastros, pe ce văd jucătorul lui Manchester City, dar pe mine nu mă deranjează absolut deloc, va fi clar portarul nostru și în Liga 1 din România. Liviu Anta li-l trimite acolo lui Răducan, care încearcă direct o centrare și Olaru, șeptarul nostru, care sperăm să primim o ofertă de la FCSB, sincer vă zic, pentru acest jucător promițător, cu un OVR destul de ridicat, dar cam slăbuț, adică nu impresionă cu absolut nimic, dacă nu greșesc, nu. Ba da, are un singur gol într-o simulare, dar cu noi n-a făcut mai nimic. Haideți băieți, o pasă bunicică, prepeliță, o trimite acolo înapoi lui Liviu Antal, înaintează Liviu Antal, îl trimite, îl aștepta cumva pe atacantul lui Dinamo, pe Răducan, bine, atacantul nostru, că nu mai pupă Dinamo și o nouă ocazie pe lângă poartă a lui Stoian, cred. Din nou o trecere frumoasă, un lob, semnăm, nu știu, un gol frumos. Marchează, cred că e roșu și șu ăla, nu l-a văzut pe tricou. Roșu, un gol frumos, sau cine știe, eu fi căzut... Da, am zis bine, eu fi căzut litera în timp ce alerga, când era lipit bine pe tricou. Adversarii noștri totuși joacă foarte, foarte bine. Dacă ne încurcăm cu ei, ce pretenții să mai avem noi de la CFR Cluj? Stoian pregătit aici să înainteze. Poate găsești un jucător cu viteză cu cărui să-i paseze. Îl vede pe brazilian Marquinhos, îl vede la depărtare acolo pe Prepeliță cu preluarea și un șut direct în portar și gol! Sebastian, de la ce distanță acolo, nu știu de la câți metri. Ce gol de la depărtarea lui Sebastian Râbuul nostru, care clar va fi primul jucător care nu își păstrează locul de titular. Locul lui trebuie să vină Râpă din iarnă, trebuie să refacem o revenire. L-am adus pe Liviu Antal. Râpă este al doilea cel mai cerut jucător. Și foarte frumos a încercat acolo portarul cumva să o apere, dar n-a reușit. Marius Sebastian cu primul lui gol în Liga a doua. Ce golațu, băi, ce golațu. Dar în acest moment îl vedem pe Coadă. Coadă cu sprintul lui foarte, foarte bun. Haideți. Brazilianul nu stă foarte bine, dar îl simte cumva, oare...
asta a fost pasă pentru Liviu Antal. Am ținut să se ducă centrarea la Liviu Antal. Dar da, suntem o echipă de Liga 2. Ce pretind să avem să dăm pase bune? Olaru îi trimite lui Răduca. Răducan acolo încearcă pentru Liviu Antal. Liviu Antal 2-1, Liviu Antal. Sperăm, cum am și zis, golgeter să devină în Liga a doua din România. Mă și bâlbăi, se bucură acolo cu un jucător de pitușă, nu știu cine, cred că Herea. Am idei cine o fi. Trecere frumoasă în schimb, pac, pas, jucătorul lăsat liber. Jucător totuși destul de bun, băieți. Revenite la Liga a doua, dar trebuie să facă senzații. Al patrulea gol în Liga a doua, pe când am și uitat. Al patrulea gol, pe când Răducan cred că are cu două mai multe. Sper că nu greșesc, sper că n-am uitat. Dar vedem acum pe Neagu, nicio treabă. Iar prima repriză se încheie din acest prim meci. Inim de campion. Vedem că avem 5 șuturi care 3 pe poartă. Adversarii noștri au 3 șuturi care 2 pe poartă. Noi am avut o posesie de doar 40% aproximativ. Buzăul de 60% aproximativ. Hai să încercăm cumva să blocăm. N-avem nicio șansă. Apără Pantilimon. Avem totuși portar. E bine, pe asta cred că o putea scoate și Ursul. Sper. A doua schimbare, iar că am trebuit să mai facem și noi încă două. Bine, Panti dornește în alt degeaba. Ai, nu știu care ești acolo liber, ți-o pasăm ție, Aghiocel. N-ai o viteză chiar atât de wow, dar vezi pe brazilian și trece acolo brazilianul, dar iese portarul din timp și lovește puțin cu gheata. Olaru care chiar primește o pasă foarte bună de la Liviu Antal. Liviu Antal aproape de asist, iar Prepeliță cu capul de acea distanță. În loc să dea omul cu picioră, cum aș da să dea, preferă căpățâna. Olaru îi trimite lui Marquinhos. Răducan direct, Răducan îi trimite lui Liviu Antal. Liviu Antal de unul singur, Liviu Antal, gol! 3-1, contraatac direct al capitanului nostru. 3-1, foarte bine. Trebuia, băieți, să-l câștigăm. Totuși vorba aia urmează, mare meci în momentul de față cu CFR Cluj. Facem încălzirea în acest moment. Olaru cam obosit, îl băgăm puțin și pe Herea să mai joace și el dacă tot. Dar jucătorii noștri nu prea sunt. Uite, îl băgăm pe Mereuță CB și îl băgăm pe coadă LB dacă tot. Și l-aș băga cumva, te-l scoatem și pe Marquinhos dacă tot. Și îl băgăm pe Răducan pe partea stângă. Iar Ionita atacant. Lăsăm și pe Ionita să vedem dacă poate marca și el un gol, ceva acolo. Să fie venit. Totuși, buzăienii, vedem că ce schemă acolo, băi, deci știu ăștia din Liga a doua. Mamă, n-ai nicio treabă. Chiar vreau să văd puțin trecerea aici a jucătorului. Uitați-l acum. Uitați-l. Hop! Ce gol. Ce se faci? Care ești? Iurcu. 3-2. Bun. Sebastian în acest moment îi dă una lui Prepeliță. Prepeliță printre lui Liviu Antal. Liviu Antal le-o dă lui Ioniță. Ioniță de la distanță, dar mingea este deviată în corner. A avut ocazia de a da un gol superb. Hai, Stoica! Aproape acolo. Nu o să reușim, cred că niciodată să dăm gol din corner pe această echipă. O nouă trecere. Mamă, dar se joacă. Bă, dar ce mă driblează? Nu cred. Apără Pantelimon. Bă, mi-e puțină frică, vreți să mă mint? Nu ne egalezi. Și bun, avem mingea. Liviu Anta la Ovidiu Herea. Ovidiu Herea l-așteaptă cumva acolo. Mă, de era ținut, era de așteptat. Ioniță! Aproape. Voiam totuși un hat-trick cu Antal, dar asta este. Sebastian probabil pregătește ultimul atac. Mamă, ce pasă! Erau 3 jucători liberi. A dat-o fix lui Răducan care era ținut, am înțeles. Mamă, tiki-taka chiar acum pe final. Din cauza unei pase greșite undeva unde nici n-am ținut. Foarte bine, cred că Sebastian era acolo, că am văzut parc. Ba nu, era CB-ul. Haideți, blocat cumva. Bun, zim că era offside. Perfect. Ha, într-un final, băieți, câștigăm. Foarte frumos, 3 puncte direct. Era cumva Liviu Antal liber acolo, când mi-a lăsat să mă dăm o pasă, marcam. Dar 3 puncte, sunt tot 3 puncte. Am avut parte, băieți, de un meci frumos. Liviu Antal, nota 10, 10 șuturi în care 5 pe poartă, dar o driblat echipa adversă de nu mai putut. Pare că primim ofertă în momentul de față și pentru Stancu, dar cu un schimb nici nu vreau să aud. Vă mulțumesc, dar nici nu vreau să aud. Tireș a fost vândut și va pleca din iarnă, iar în acest moment mai primim încă o ofertă pentru Stancu, care
pare să fie destul de valoroasă, haide să-l vindem. Și v-am zis că vreau un nou RB. Încă o ofertă pentru Stancu, de data aceasta doar de 300.000, cam micuță, dar dacă o refuză pe aceea, de partea mea se duc unde vrea el. Stancu, jucător de 54 vere, care nici nu are așa o viteză atât de wow. Iar într-un final ajunge și la partida cu Ripensa Timișoara, cu echipa de pe locul 9, dar. Ne-au venit anumiți scouteri, Stancu s-a vândut, a plecat într-un final pe 300.000. Nu a plecat unde era mai scump și în momentul de față avem tirele noastre talente, Emilian Cogălnicianu, cam slăbuț, Blerinca, pari decent, îl avem și pe Toma Emenescu, haideți să luăm și vedem mai exact, Bălan Robin, nicio treabă, Stefan Brătianu, Răducan slab și Dominic Comăneci, cel mai slab din toți. În acest moment vedem că în continuare evoluăm ca OVR data acesta. Bine, ca nota, ca manager, vedem că am îndeplinit aici tot legat de tinerile noastre talente de la Academie. Iar când verificăm acum situația, vedem că Toma Eminescu este foarte, foarte slab și avem jucători de 54 până la 55 OVR care e cam meh. De Giorgiu știam, de Blerinca știam, Brătianu Ștefan, 15 ani... Haideți să-l punem la antrenament. Ce știe, poate va evolua, chit că nu are potențial. Și mai avem și pe Marius Blerinca, care acesta, meh, cred că ar putea avea o vere mai mare dacă ar fi band cumva. Dar vom vedea asta. Sau ar să testăm, haideți să vedem cât ar dura. Dacă l-am pune, ca de exemplu, lămă 2 săptămâni, ar evolua. Iar ca band ar dura puțin tel mai mult. Cred că ca lămă ar putea crește, băieți. Hai, măcar 2-3 puncte dacă crește în overe, eu zic e perfect. Dar în schimb, în acest moment ne axăm pe marele meci cu RIP Pensia Timișoara, unde vom da foarte frumos un quick sim și vom scoate un 2-0. Marquinhos și Sebastian de nou marchează foarte frumos. Timișoreni n-au avut măcar un singur șut pe poartă, dar noi am avut 5 șuturi pe poartă, este bine. Sper că n-am văzut greșit, dar n-am fost atent, mamă, avem meci cu Concordia Chiajna și la auziu. La o zi avem meci cu CFR Cluj. Mamă, n-am fost atent deloc la treaba asta. Va trebui cumva să băgăm echipa de rezerve la meciul cu Concordia Chiajna, mai ales că este echipa de pe ultimul loc. În momentul de față vedem exact echipa cum arată, iar hopa, am băgat rezerve, ce să vedeți. Doar că aș încerca să-mi adaug câteva mici modificări ca să fim siguri că nu vom pierde. Marquinhos l-a lăsat și pierd să joace. Matei Chioniț în atac. L-aș băga în schimb și pe Olaro ca să adaugi așa un plus de OVR. Mă gândesc. Cred că acestea vor fi modificări. Am fi putut să băgăm și pe Ursul, dar lăsăm pe Pantelimon, pentru că sigur nu are chiar atât de mare importanță. Liviu Anta nici măcar nu va juca. Iar în acest moment când vă da foarte frumos un quick sim cu această echipă de rezerve cu doar 2-3 titulari, vedem că scoatem totuși un 3-1 foarte frumos. Ioniță, Marquinhos și din nou Marquinhos. Călin, la ei se pare totuși că marchează și ratează, după care băieții un penalty. 97 se pare că este nota noastră ca manager. Evoluăm non-stop. Și acum urmează marele meci în care să vedem cine mi-are stamină. Mamă, dar e ceva extraordinar. Înseamnă, mutăm Olaru cam foarte obosit. Mă gândeam că își mai dă puțin revive. Nicio treabă, dacă știam nu mai băgam. În schimb, va juca Olaru pentru foarte puțin timp și în a doua repriză va intra Herea. Marquinhos la fel va mai juca și el puțin. O să fie interesant, băieți, pentru că nu avem stamina, avem absolut nimic. Jucătorii care au jucat, pe care am băgat titular, înseamnă că au fost băgați degeaba. Mamă, dar n-avem rezervă de bandă. Ghiocel este foarte obosit. Mereuță cu Stancu au aceeași problemă. Coadă și el e obosit. Avem deja un măreț handicap. Dacă nu greșesc, Liviu Anta l-a mai trecut pe la CFR Cluj, deci își va întâlni fosta echipă. La ei Pereira cu Omrani și cu Cârnat, pe care Cârnat cred că l-aș aduce la noi. Itu, Bordeanu, Hoban, Camora, Ben Iusef, Burcă, Manea și Iliev. Practic joacă își joacă, parcă și ei mai au câteva rezerve, adică Hoban nu mă aștept să fie chiar atât de wow. Pereira la fel, dar are doar viteză. Olaru va fi titular și brazilianul la fel, dar cel mai probabil undeva la mijlocul primei reprize vor fi schimbați. Din păcate, haideți să încercăm măcar așa un gol frumos dacă tot.
de treabă. Avem, băieți, marile meci mari. Se aude cumva pe fundal imnul într-un meci atât, atât de important. Este tot numai roșu și albastru. O să fie un meci exclusiv, un meci wow. Oțelul Galați, Forța Oțelul, inim de campion, cu imnul pe fundal. Sper să nu-mi acopere aici, că am băgat imnul. Atacanții, vedem acolo Olarul, îl vedem pe... Mereu i-am zis numele și am uitat cu râ. Vedem pe Liviu Anta, al capitan Răducan, mi-a reamintit fix, m-a pus pauză. Băieți, o să fie un meci foarte, foarte greu. Campioana versus viitoarea campioană, doar că de Liga a doua. Începe marea partidă, băieți. Vreau să văd puțin Timișoreara, ca să, așa, ca să mă ambiționez. Haideți. În acest moment îl vedem direct pe Bordeanu, care încearcă cumva să fie prins de Ghiocel. Bine blochează acolo jucătorul nostru. Pasă direct la Olaru, dar este foarte obosit și aproape să creeze un foul. Tomranis ar putea să... ar trebui să ne fie puțin frică de el. Perianu, eu garantez că este jucător slab, dar are doar viteză. Să nu-l prindem într-un spațiu nepotrivit. Camora, îi trimite lui Hoban. Simt cum jucați cu rezervele, simt asta. Haideți aici cumva, dacă reușim să blocăm. Ne driblează Camora, dar apără Pantilimon. Ah, nu, da, pe lângă port, am crezut că a apărat-o Pantilimon. M-am bucurat degeaba. Coadă cu viteza lui, faulta direct. Așa, mulțumesc. Îl vedem și pe Marquinhos, cel mai urmărit jucător, cred că datorită faptului că a primit un hat-trick. Liviu Anta, Liviu Anta, gol, minutul 17, 17, Liviu Anta acolo trântit, bă, de ciment acolo, bă, băiatule. Măcar că îl trânteai și tu pe iarbă. Gol foarte frumos, oh, stadionul în delir, 1-0, un gol mega norocos, nu că norocos. Ocazie frumoasă și un șut, bă, plasat frumos, n-am zis ceva. Liviu Antal e atacant, gol împotriva fostei sale echipe. El nu prea s-a bucurat și din fair play era bine să nu se bucure, dar s-a bucurat cu echiperii că și pentru el. Liviu Antal, capitanul, cu al treilea gol în Cupa României, foarte bine. Și avem avantaj în acest meci extrem, extrem de greu. Pereira în acest moment încearcă cumva să fie prins de Sebastian, trântit acolo, apără Panti, foarte bine. Ajunge cumva mingea la Marquinhos, doar că este luat de către Cărnat, cred. Bordeanu, haideți, poate nu ne luăm gol după ce am marcat și noi imediat. Omranis, vedem dacă reușim cumva să-l ținem, gata, aici putem să faultăm când nu ne supărăm. Hai. Nici chiar atât de urât. Eu vreau să faultez, dar nu foarte urât. Cartonaj de galben pentru... n-am văzut că pentru cine. Ghiocel. Hai că poate avem... un apăr, Panti. Poate nu o să mai avem ocazii pe partea aceea. Foarte bine. Mingea la Neagu. Neagu îi trimite cumva acolo lui Olaru. Hai, Olaru. Să vedem cum va reuși să o trimită. Îl vede cumva pe Marquinhos. Și în acel moment Marquinhos. O centrare frumos pentru Răducan. Nimic, Liviu Antal direct în plasă. Deja două ocazii foarte, foarte ridicate. Se vede că joacă cu majoritatea rezervilor sau jucătorilor puțin mai bătrâni. Stoian, foarte bine, el vede cumva pe Marquinhos. Marquinhos așteaptă să vadă dacă îi poate pasa cuiva. Ținut puțin de către Manea. Olaru printre și pe lângă poartă. Olaru, înțeleg că e poziție grea, Mane, dar înțeleg că din întoarceri, dar are 7, da, e și obosit. Hai să băgăm, vina că e și obosit. 71 OVR, bă, băiatule, 71 OVR și ne dă pe lângă poartă în fața porții. Ghiocel cu cartonașul lui galben. Forțăm cumva acolo. Am riscat-o, nu? Iese mingea afară, stă pe linie. Acolo n-am mai riscat-o. Sigur stătea galben rapid în careu dacă se dădea și penalti. Haideți, CFR Clujul, foarte, foarte ofensivă. Bordeanu pe lângă poartă. Și aproape că se va încheia și prima repriză în avantaj pentru noi, să sperăm. Hai, Sebastian în acest moment. Dacă ar trece cumva, bine acolo, Prepeliță, trece Prepeliță. Îl așteaptă cumva pe Liviu Antal. Liviu Antal cu preluare slăbuț acolo, încurcat probabil către apărător.
Ocazii foarte mare în care puteam să facem un 2-0 Lejereanu și se încheie. Totuși, prima repriză în avantaj pentru noi este genial. Am avut multe ocazii mari și noi și ei. Vedem că Poli Iași 1-1 cu FCSB, Craiova 2-0 cu Gazmetan, UTA 1-0 cu Viitorul, iar Chindia cu Argeș 1-0. Din păcate trebuie să formăm două mutări. Coadă va trece bandă sau nu? Mai lăsăm pentru că aoleu, n-avem pe cine schimba, din păcate. Ar fi totuși o mișcare destul de nasoală. Răducan bandă. Ionit atacant cu Liviu Antal. Să-l pun oare și cumva și pe Herea, dar Herea cât are? 63 stamina. Și mai păstrăm o schimbare. Răducan va intra bandă, Ionit atacant. Mamă, o să fie un meci foarte dificil și foarte greu de a mai menține scorul. Răducan în acest moment se joace calm cu Ghiocel, îi trimite lui Neagu. Neagul se simte acolo cumva. Pioniță reușește cumva. Băi, da, a fost ținut acolo, trebuia să dea penalti, că nu a fost la nicio minge. Tu-i arbitru tău. Trebuia penalti la faza aia, la Ioniță. Bine, scoate afară că asta. Fair play direct. Hai Ioniță acolo. Bun, trimite-o, nu mai sta. Liviu Antal deposedat, din păcate. Cârnați, vedem. Făcut acolo către Ghiocel. Minge la Răducan în acest moment. Răducan așteaptă un om liber. Răducan îl vede cumva, cred că pe Ovidiu Herea. Dar Ioniță pierde balonul. Mamă, ce gloabă de jucător ne-am transferat aici. Ne-am flexat, l-am dat pe Cărjan pentru el, mai bine îl păstra pe Cărjan. Probleme puțin. Bun și nu se mai dă fault. Cărnat bine acolo, bă, băiatule. Haide să nu pierdem avantajul. Nu cred, Bordeanu gol, băi, cum a trecut Bordeanu. Era totuși de așteptat. 1-1. Trecere acolo. S-a respins mingea de el, a trecut. Mamă, dar ce fel stupid, au trecut din jucătorii mei, zici că eram, zici că jucam eu pe beginner. Aoleu, 1-1 din păcate. Hai, o primă ocazie în care putem face vreo ceva. Am încercat, am văzut cumva pe Răducan. Ioniță o trimite la Ovidiu Herea, dar acesta este bătrânel, nu poate să facă foarte, foarte multe lucruri, că deja au și obosit. Dacă stamina are, nu-mi zi, coadă, du-te după el, coadă, du-te după el, încearcă acolo, bravo, bloc. Nu, am spamat prea mult butonul de tackle, aoleu, coadă acolo, îl ține. Chiet că nu mai avea mingea, uite, trece aici. Penalti, din păcate, coadă, ce va face coadă, Omrani, apără Pantilimon, foarte bine aici, ce portar ne-am adus, apără Pantilimon, o paradă extraordinară, vreau înapoi la națională, chit că s-au retras, vreau în cariera noastră să ajung înapoi la națională, ce ocazie acolo, bă, băiatule. Omrani pasă și foarte bine acolo apărătorul, cred că Sebastian sau nu știu care a fost mai exact. Ioniță o trimite lui Răducan. Răducan bagă sprintul ăla, Răducan ia mingea și fugi. Răducan nu mai sta. Răducan cu încălcâi cumva pentru Ioniță, o ocazie frumoasă, dar nu știu dacă mai prind jucătorii noștri, mamă. Am zis că jucătorul acela este rapid. Coadă, hai de data asta te las să-l faultezi, că n-are cum să mai fie penalti. Itu, o centrare pentru Camora, total greșit. Zic că nu o prinde Cărnaț, nu vine să cred. Hai, ține-l acolo, nici nu mă supăr dacă iei roșu, promit. Bun. 1-1. Așa, trebuie să ne facem și noi o schimbare. Ioniță mort, dar n-avem pe cine băga, din păcate. Nu, o să facem altfel. Jucătorul care va intra va fi Dobre. Știu că scade foarte, foarte mult. Dobre va intra LB. N-are nicio treabă cu poziția. Dar măcar are stamină. Dobre. Să-l ajute cumva acolo pe coadă. E singurul jucător la noi care mai are ceva stamină. O ieși și Pereira. Sper că a intrat Chipciu. Nu a intrat Ciprian Deac, băi. Ionub. Hai Răducan direct. Răducan o trimite cumva lui Ioniță. Ioniță cu încălcăi acolo pentru Ovidiu Herea. Încearcă cumva Ovidiu Herea să treacă. Ovidiu Herea, concentrare pentru Prepeliță, peste... nu cred, n-ai cum să o dai atât de tare. Ținut în ultimul hal jucătorii Iconin de Liga a doua. Prepeliță și Ovidiu Herea pe acolo, socarii mai erau. Mamă, nu reușesc să marcheze.
Bă, băiatule, nu-mi vine să cred. Hai, prepeliță în acest moment, prepeliță, să vedem dacă va reuși cumva să treacă. Înaintează prepeliță, se duce prepeliță cu viteza lui foarte bună. Prepeliță pentru noul Dragon! 2-1, ce schimbare acolo a jucătorului BLM de 51 OVR. Bă, băiatule, nu vine să cred. Gol în ultima secundă. E ocazie, bă. Prepeliță acolo și are revanșa, n-a reușit să marcheze, dar trimite un super asist. Jucătorul ăla s-a aruncat cumva, nici nu știut. Iliev, nicio șansă, nicio treabă. O reuși pe acolo. Ce ocazie. Dobre, bă, băiatule, ce intrare. 51 OVR reușește golul din ultima secundă. Oțelul Galați elimină CFR Clujul și ajunge în sferturile Cupei României. Oțelul Galați elimină campioana la ei acasă. Acolo îl vedem și pe Dorinel Muteanu, a învățat meserie. Fernando Dobre, vedeta echipei. Nu mai am cuvinte, s-a extenuat. Sincer vă zic că s-a extenuat. M-am jucat un joc și am obosit. Ha, Camora ratare, Liviu Antal gol, Iocel galben, Liviu Antal ratare, Olaru ratare, Bordeanu gol, Pantic un super save, Prepeliță cu o ratare, bă, dar ce-o ratat-o la faza asta. Mamă, Ovidiu Herea, 35 de ani, o trimite lui Prepeliță, care are și el vreo 30 ceva de ani, cred că tot pe acolo. Iar într-un final, golul victoriei, îl vedem chiar acum. Ce schimbare tactică, m-a sărit acolo publicul pe fundal. Mamă, am avut două șuturi pe poartă. Egal între Poli Iași și FCSB, dar vreau să vă zic foarte, foarte, foarte clar că Neagu a ajuns, cred că, la potențialul lui maxim. Are în momentul de față 65 OVR și suntem pe locul întâi în Liga a doua din România. Am reușit să eliminăm CFR Clujul. Nu știu dacă se vede puțin pe fața mea, dar sunt și transpirat și de la căldură. Academica elimină Sepsi, Polia și elimină FCSB. O să avem un traseu, înseamnă mult mai ușor. Astra, din păcate, elimină Metaloglobul și noi rămânem singura echipă din Liga a doua. Este ce mai departe cu Academica, cu Polia, cu Astra Giurgiu, cu Voluntari, cu Craiova, cu Viitorul și cu Argeș. Deci toate echipele sunt ușoare. Academica, Sepsi, Astra, Voluntari, Viitorul, Chindia, mai puțin cu Craiova. Sperăm, de ce nu, să ajungem mai departe prin semifinală, finală cu Craiova. Poate nu ne întâlnim după cu ei. Iar în sferturi picăm cu Argeș, bă, băieți. Am picat cu prima noastră echipă cu care am făcut carieră în FIFA 21. Per total și pe YouTube și în realitate. Prima mea carieră a fost cu FC Argeș. Picăm cu aceștia. Vedem că Craiova pică cu Astra, Voluntari cu Iași și Viitorul cu Academica Crince. Nu au mai rămas foarte multe echipe, nu au mai rămas echipe chiar atât de bune. Cel mai important, băieți, dacă v-a plăcut acest episod și v-a plăcut acest match, nu uitați neapărat să apăsați pe butonul de like și neapărat să apăsați și pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. La momentul actual suntem la egalitate de puncte cu Poli Timișoara și cu Farul Constanța, toate. Cele trei echipe au 26 de puncte. Urmează în episodul următor meci cu Rapid București și cu CSA Steaua, băieți. Păi, băieți, să mă duc să mă răcoresc. A fost un episod extrem de fain. Numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!